atunci când îngerul a vestit lui Iosif minunea care se va petrece când soția lui, logodnica lui atunci, care avea să fie însărcinată de la Duhul Sfânt, avea să nască un fiu, i-a spus să-i pună un nume și nu orice nume. I-a spus să-i pună numele Isus. Și n-a fost un nume întâmplător, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele lor. Numele acesta este numele care ne aduce aminte în fiecare an de ce sărbătorim sărbătoarea Crăciunului. Motivul nu este Moș Crăciun și nici cadourile și nici lucrurile care se petrec pământește în jurul nostru, ci motivul este darul acesta al lui Dumnezeu pe care l-am primit în Domnul Isus Hristos, cel care a venit ca să fie mântuitorul lumii, el care mântuie pe poporul său de păcatele lor. Încă de la începutul lucrării, de la momentul nașterii, deja Crucea se prefigurează pe drumul Domnului Isus. Atunci când Hristos s-a născut în ieselea din Betlehem, era doar un prung, dar acolo a început calea jertfei care avea să se încheie prin răstignire și apoi prin înviere și glorificare în înălțarea Lui. Nașterea Lui. Ocupă în Evanghelii un spațiu relativ mic. Matei, două capitole. Marcu, nimic. Uh, Luca, tot două capitole. Uh, Ioan nu vorbește despre naștere, ci despre întrupare într-un sens mai larg. Și apoi mai este un verset în Galateni și cam atât despre naștere. Pentru că nu nașterea este sărbătoarea principală și focarul atenției noastre. Dacă vă uitați în Evanghelii, partea cea mai mare din Evanghelie, aproape un sfert din Evanghelii, ocupă suferințele Domnului Isus. Ultima săptămână a vieții sale, din momentul în care este ales ca și miel de jertfă, în ziua de florii, când este proclamat că este împăratul care vine și până în ziua când își dă viața pe cruce, și apoi este înviat din morți. Accentul mesajului nu este asupra nașterii, nici asupra învățăturii, asupra minunilor pe care le-a făcut, ci accentul este asupra morții sale, deoarece prin moartea sa el răscumpără lumea, prin moartea sa el mântuie. Noi toți, când ne naștem, suntem într-o luptă continuă împotriva morții. Și încercăm să ne lungim viața cât putem de mult. O permanentă luptă ca să trăim. Pentru Domnul Isus Hristos, scopul nașterii și scopul întrupării sale a fost tocmai ca să moară. Să-și dea viața ca și răscumpărare pentru alții. Un înger n-ar fi putut face ceea ce a făcut Domnul. Îngerii sunt ființe spirituale, dar un înger nu putea să ia trup omenesc și nu putea să răscumpere. Îngerii nu puteau să facă lucrarea Domnului, trebuie a trebuit Dumnezeu Fiul să ia trup omenesc și să facă lucrarea aceasta de răscumpărare, și el s-a născut ca să ne răscumpere. Moartea lui n-a fost înfrângere, ci a fost o biruință. În viacurile trecute au fost unii care au privit la moartea lui și, din perspectiva teologică liberală, au spus că moartea a fost un accident, că n-ar fi trebuit să se întâmple așa, dar a fost complot și, până la urmă, l a omorât. Sau că este o aberație în, în ceea ce s-a întâmplat în vremea aceea. Sau că n-a reușit planul prim și, atunci, planul al doilea a fost acum să moară și să, să rezolve așa. Nu de la început planul lui Dumnezeu a fost ca Domnul Iisus Hristos să ia trup omenesc, să se asemene cu noi în toate lucrurile, să meargă la cruce încărcat cu povara păcatelor noastre a tuturora și după aceea să învie și să facă mântuirea posibilă pentru toți oamenii. Numele Lui spune de fapt care e misiunea, pentru că Isus, Iesua, înseamnă Domnul Jehova mântuie. S-a născut ca să moară, s-a născut ca să mântuie. Când ne uităm la pasajul acesta din Evrei în capitolul 2, ne descrie lucrarea pe care a făcut-o Domnul și uitați-vă, vă rog, întâi de toate în versetul 9. Spune cuvântul pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. În primul rând ne uităm la Domnul Isus Hristos ca și cel care gustă moartea pentru toți, cel care este înlocuitorul nostru în a lua asupra lui pedeapsa pentru păcat. El a gustat moartea pentru toți. Și n-a gustat moartea pentru că, la fel ca orice om, viața este limitată. A gustat moartea pentru că a ales calea aceasta. Suferința și agonia și durerea prin care a trecut pentru a ajunge la ceasul acesta n-a fost o întâmplare. Spune Domnul Iisus, nimeni nu-mi ia viața. Eu mi-o dau de bunăvoie, nimeni nu-mi ia viața. Citim în Evanghelie și în special în Evanghelia după Ioan și vedem că Domnul Isus și-a planificat viața. Că n-a fost un accident uh, timpul când s-a dus la Ierusalim. N-a fost un accident arătarea în fața mulțimii. Fiecare lucru a fost la timpul lui. Atunci s-a împlinit vremea. Domnul Iisus le spune ucenicilor, mie încă nu mi-a sosit ceasul, voi puteți să mergeți oricând, dar eu nu mă pot duce acum, încă nu mi-a sosit ceasul. Pentru că El a venit ca să fie înlocuitorul nostru. S-a născut fără păcat, a trăit o viață fără păcat, dar a ales să moară în locul nostru. Tot în epistola către evrei, în capitolul 10, citim cuvintele acestea profetice, pe care le citează și spune Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Și atunci când intră în lume, Domnul spune Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mi-ai pregătit un trup și venind în lume, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și voia lui Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos a fost tocmai aceasta. Ca El să fie înlocuitorul nostru, El să guste moartea pentru toți în locul nostru. Pedeapsa care ne dă pacea, spunea Isaia, a căzut peste El. Prin rănile Lui, noi suntem tămăduiți. Înlocuitorul nostru în moarte, crucea a ales-o înainte de întrupare. Străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, pentru ca el să poarte povara noastră și în locul nostru să suferă el. Ne uităm la Domnul nostru Isus Hristos și vedem că prin Harul lui Dumnezeu El a fost ales să fie înlocuitorul, Ioan spune în Evanghelia sa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Îmi dau viața ca iarăși să o iau, dar nimeni nu-mi poate lua viața. Eu mi-o dau de bunăvoie. Și lucrarea lui ca și substituitor, ca și înlocuitor al nostru a fost ca să ne înlocuiască, încât prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Gândiți-vă, dragii mei, cât de extraordinar e lucrul acesta. Noi n-am putea niciodată să îi spășim păcatele noastre. Niciodată n-am putea plăti pentru tot ce am făcut. Și singurul care putea plăti, nu numai pentru mine și pentru noi cei care suntem, ci pentru întreaga lume, e Domnul Isus Hristos. Și El, de bună voie, a mers pe calea aceasta. Pentru ca El, prin Harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toți. Înlocuitorul nostru în moarte. Dar după aceea, Apostolul continuă în Evrei, în capitolul 2, și spune așa. El este cel care desăvârșește prin suferințe pe căpetirea mântuirilor. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Domnul Iisus Hristos nu este numai înlocuitorul nostru în moarte, ci este căpetenia mântuirii. Cuvântul folosit acolo, cuvântul grecesc folosit, este arhegos, care înseamnă capitan. Sau cel care conduce poporul în bătălie, cel care deschide drumul. Despre Mihai Viteazu am învățat la istorie că atunci când mergea în luptă, el nu făcea așa cum fac astăzi generalii care conduc trupele în luptă. Astăzi generalii care conduc trupele în luptă sunt undeva departe într-un buncăr și de acolo le spun altora ce să facă. Mihai Viteazu ne spune în lupta de la Călugăreni, el a fost cu barda în mână primul care s-a dus și a intrat în luptă. Domnul Iisus Hristos, Arhegos, înseamnă asta. Să fie cel care deschide drumul, cel care este primul care intră în luptă. El n-a spus duceți-vă, ci a spus veniți după mine. Și ne uităm la el ca și la Începătorul, ca și la Fondatorul Mântuirii noastre, Cel care a pus temelia. Când Domnul Isus Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, afirmă că El este singura cale, singurul care este întruchiparea adevărului, singurul care are viața în sine și care o poate da altora. Și calea mântuirii trece în mod necesar prin Domnul Isus Hristos. În fapte 4 cu 12, Apostolul Petru spune, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Un singur nume, Domnul Isus Hristos, El este începătorul, El este căpetenia mântuirii, El este deschizătorul drumului, El este Cel care a mers înainte și acum ne cheamă pe noi să mergem după El. Tot în Evrei, în capitolul 5, este folosit același cuvânt grecesc, dar este tradus puțin altfel. Îl spune acolo în versetul 8 și 9. Măcar că era fiu, învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Începătorul unei mântuiri veșnice. Acum, cuvântul urzitor, Cap are un sens mai bogat în limba română. Cei care ați văzut război de țesut, știți că mai înainte de a se începe lucrul la război, trebuie urzit. Trebuie să decizi ce vei face și cum vor merge firele. Și El este Cel care a decis dinainte cum să fie mântuirea. El este urzitorul unei mântuiri care este o mântuire veșnică și sursa unei mântuiri veșnice, dar mai mult cel care a conceput și cel care apoi a realizat această mântuire. El este înlocuitorul nostru prin Harul lui Dumnezeu. El a gustat moartea pentru toți. El este începătorul, căpetenia mântuirii noastre. Dar mai mult decât atât, El este acela care sfințește. În versetul 11 spune cuvântul, Cel ce sfințește, și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Lucrarea Domnului Isus Hristos a fost lucrarea aceasta de a ne înlocui în moarte, de a fi începătorul unei mântuiri veșnice, dar și de a ne sfinți. El n-a venit doar ca să ne scape de pedeapsa iadului, ci a venit ca să ne nască din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Și în această viață nouă să fim sfințiți. Planul lui Dumnezeu pentru Israel și planul lui Dumnezeu pentru noi este să fim un popor sfânt al lui Dumnezeu. După cum eu sunt sfânt, spune Domnul, așa tot, tot așa și voi să fiți sfinți. Cel ce ne-a chemat este sfânt. Și sfânt înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, dedicat pentru Dumnezeu, să fii curat, și să fii strălucitor. Sfințenia este calitatea aceasta care te face să luminezi, să răspândești lumină în jurul tău. Am mai folosit imaginea aceasta, dar e potrivită. Atunci când ninge, la noi ninge din când în când, da? așteptăm undeva peste o lună de zile să ningă, când ninge, tot ce este acum sumbru și murdar, E acoperit de uh, o zăpadă albă, și când ieși și te uiți la zăpada aceea, de multe ori trebuie să spui o ochelari de soare. Pentru că e așa de strălucitoare că te orbește strălucirea ei. Sfințenia, dragii mei, este această calitate a vieții care strălucește pentru Domnul. Ne întrebăm câteodată de ce îi deranjează pe necredincioși sfințenia copiilor lui Dumnezeu. Îi deranjează pentru că îi orbește. Îi deranjează pentru că strălucește așa de tare încât nu le place lumina aceea. Dar Domnul a venit ca să ne sfințească și spune Cel ce sfințește, adică Domnul Isus Hristos, și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Extraordinar! Domnul Isus se uită la mine, și se uită la fiecare dintre noi și îmi spune, fratele meu, nu este rușine să ne numească frați. Câteodată nouă ne e rușine de numele Lui, dar Lui nu este rușine de noi. Dragii mei, pentru că suntem născuți în același tată, pentru că El ne-a sfințit, pentru că El sfințește, el ne numește frați. Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8, are cântarea aceasta frumoasă, încurajatoare, în care spune el, cine va ridica, cine îi va osândi, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, va mai mult, el a și înviat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru ei. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos? Și răspunsul lui în final este nimeni și nimic. Nimic nu ne poate despărți. Domnul Iisus Hristos s-a născut ca să moară, să fie înlocuitorul nostru în moarte, să fie acela care este începătorul unei mântuiri veșnice, să fie acela care ne sfințește și care ne numește frați pe fiecare dintre noi. Și sfințiți să fim acceptați de Dumnezeu. Mai este încă un lucru pe care ni l arată scriitorul către evrei că l-a făcut Domnul Isus Hristos. Nu numai că ne sfințește pe noi, dar El a câștigat biruința pentru noi. Și spune în versetul 14, Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Prin moarte, să biruiască pe cel care are puterea morții. În Eden, Domnul a făcut o promisiune și i a spus, Evei, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. E adevărat, șarpelui va mușca călcâiul, dar va zdrobi capul. Și împlinirea acelei profeții a fost la cruce. Când spune apostolul Pavel, Domnul Iisus a dezbrăcat Puterile și stăpânirile de puterea lor. Și le-a făcut de rușine înaintea lumii. Și-a sters zapisul acela cu poruncile. Și-a arătat puterea lui Dumnezeu de a mântui. Prin frica morții, oamenii erau ținuți în robie. Și el a venit și-a înfrânt pe cel ce are puterea morții, adică pe Satan. Și, în schimb, ne-a dat o viață nouă. 1 Corinteni 15 este capitolul învierii, capitolul biruinței și capitolul acesta se încheie cu o exclamație a apostolului Pavel care spune unde ți este biruința moarte, unde ți este boldul, unde ți este acul acela care omoară moarte. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin cine? Prin Domnul nostru Isus Hristos. El l-a înfrânt pe Satan, El a rupt boldul morții, El a câștigat victoria și mai mult decât atât. El este acum marele nostru preot. Versetul 17 și versetul 18 din Evrei 2 ne spune: Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. A trebuit să se asemene. Întruparea a fost necesară. A trebuit ca Dumnezeu Fiul să se asemene cu mine și cu dumneavoastră în fiecare lucru, să fie ispitit la fel cum suntem noi ispitiți. Pentru ca să poată înfrânge puterea celui rău și mai mult decât atât. După ce a înfrânt, să poată sta la dreapta mării în locurile prea înalte, să fie mijlocitorul pentru noi. Să fie acela care acum este marele nostru preot, dar nu un mare preot indiferent, ci un mare preot care în toate lucrurile s-a identificat ca și noi, care ne înțelege și care mijlocește. Este un mare preot milos și vrednic de încredere. El este mijlocitorul desăvârșit. Tot în Evrei, capitolul 4, spune: Nu avem un mare preot care să n aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Pentru că a fost ispitit ca și noi, pentru că s-a identificat cu noi, pentru că ne cunoaște, pentru că ne înțelege, spune acum să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul Harului sau capacul îndurării este locul acesta în, în arca, în chivotul legământului, unde era stropit sângele pentru ispășire. Și acolo doar marele preot putea să se apropie o singură dată pe an și atunci cu sânge de jertfă. Și spune, noi putem să ne apropiem acum de scaunul îndurării, de tronul Harului, pentru că Domnul Isus Hristos este marele nostru preot. El a intrat înaintea noastră, El a făcut lucrarea de desăvârșită și acum ne putem apropia cu încredere de scaunul Harului. Domnul Iisus Hristos s-a născut ca să moară și să ne răscumpere. Să răscumpere pentru Dumnezeu un popor care să fie al Lui. Un popor care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. S-a născut ca să moară, dar prin moarte să răscumpere un popor sfânt pentru Domnul. S-a născut să fie înlocuitorul nostru în moarte, să guste moartea în locul nostru. Și noi să nu mai trebuiască să murim pentru păcatul nostru, S-a născut ca să fie autorul mântuirii, să fie urzitorul unei mântuiri veșnice, cel care a început lucrarea aceasta, o cale nouă de mântuire. S-a născut ca să fie acela care sfințește un popor pentru Domnul, acela care îl înfrânge pe diavol și păcatul și puterea păcatului asupra noastră. S-a născut ca să fie marele preot și mijlocitorul desăvârșit pentru fiecare dintre noi, în orice vreme și în orice împrejurare. De aceea, dragii mei, să ne apropiem de scaunul Harului cu deplină încredere. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut ca să moară, dar nu o moarte oarecare, ci moartea răscumpărătoare care ne face și pe noi copii ai Lui Dumnezeu. Moartea prin care ne putem apropia de Tatăl. Și astăzi, avem în fața noastră semnul legământului nou, azima pe care o frângem și rodul viței pe care îl bem. Când frângem azima, spunem cuvintele Domnului. Acesta, trupul meu, se frânge pentru voi, înlocuitorul nostru. Și luăm paharul cu rodul viței și spunem acesta sângele meu, a spus Domnul, este legământul cel nou. Și bem paharul acela și suntem părtași în legământul cel nou. Pentru că El a mers înaintea noastră. Binecuvântat să fie numele Lui, Domnul care mântuie, Isus, s-a născut ca să moară, s-a născut ca să ne răscumpere. S-a născut ca să deschidă pentru noi accesul să putem intra în prezența Tatălui și să primim binecuvântarea. Haideți să ne apropiem așa, dragii mei, de masa Domnului și în ziua aceasta. Amin. Amin.